Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, uneori suntem atât de îndărădnici când este vorba să facem ceea ce vrea Dumnezeu. Deși nu avem niciun motiv rațional pentru a ne împotrivi lui, alegem să ne răzvrătim față de el privându-ne singur de o binecuvântată relație pe care am putea să o avem cu el. Este exact atitudinea pe care a avut-o faraon. Deși avea toate dovezile că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat, că el are puterea să facă orice dorește, nu capitulează, nu capitulează în hotărârea lui de a nu lăsa poporul să plece din Egipt după voia lui Dumnezeu. Cred că adesea noi îl determinăm pe Dumnezeu să treacă la măsuri radicale prin refuzul nostru de a accepta revelația lui. Faraon a ajuns într-o astfel de situație. Deja poporul trecuse prin foarte multe. Majoritatea zeităților Egiptului au fost înfrânte de Domnul. Poporul a văzut că acești zei nu au nicio putere. Chiar înțelepții poporului au fost cei care au recunoscut că acolo era degetul lui Dumnezeu. Și cu toate că faraon însuși ajunge să se pocăiască, el nu o face cu toată inima. Pentru el era mai important să păstreze autoritatea lui de faraon, să nu capituleze decât să accepte faptul că Dumnezeu este cel care are autoritatea. De fapt, aceasta este problema noastră. Ne este teamă să abdicăm. Nu vrem să cedăm în fața autorității divine. Vrem să fim liberi, spunem noi, dar aceasta este o mare înșelăciune. Omul nu se naște liber. Încă de la naștere, el este rob păcatului. Venind la Dumnezeu, omul este pus în poziție de libertate, nu de robie. Pentru faraon era greu să înțeleagă acest lucru, la fel de greu cum este pentru mulți dintre noi. De altfel, Dumnezeu, prin această ultimă urgie, va portretiza acest lucru. Suntem acum la capitolul 11 din Cartea Exod, unde se desfășoară confruntarea finală dintre Dumnezeu și zei Egiptului. Domnul a zis lui Moise, voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. După aceea vă va lăsa să plecați de aici. Când vă va lăsa să plecați de tot, chiar vă va izgoni de aici. Vorbește cu poporul că atunci fiecare să ceară de la vecinul său și fiecare de la vecina ei vase de argint și vase de aur. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor. Chiar Moise era foarte bine văzut în țara Egiptului înaintea slujitorilor lui Faraon și înaintea poporului. Iată că Domnul începe să facă dreptate în cazul evreilor. Pentru ani de zile ei lucraseră pentru egipteni și aceștia se îmbogățiseră. Acum Dumnezeu face ca ei să capete trecere în ochii egiptenilor și să primească multe daruri. Este un adevăr aici, reflectat și în alte locuri din scriptură, care oferă o bună imagine în ceea ce privește relațiile dintre oameni. În cartea proverbelor, la capitolul 16, versetul 7, spune așa. Când sunt plăcute domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Este ceea ce găsim în Cartea Proverbelor. Dacă noi căutăm să fim după voia lui Dumnezeu, El va transforma radical relațiile noastre cu cei din jur. La fel s-a întâmplat în cazul lui Moise și Aaron. Chiar egiptenii au început să-i placă. Este lucrarea lui Dumnezeu, dragi prieteni. Dacă noi ne facem adesea probleme din pricina unor oameni cărora am vrea să le vorbim de Dumnezeu și dragostea lui, dar ei ne resping, trebuie să ne amintim mai des de aceste cuvinte. Pe de altă parte, este foarte adevărat că unii se împotrivesc cu încăpățânare. Ei bine, faraon a fost un astfel de om, dar cei din jur au fost schimbați. Chiar dacă unii se împotrivesc, Dumnezeu va scoate alții în jurul nostru care îl vor respecta pe el. În ceea ce îl privește pe faraon, acum o să aibă de-a face cu judecata lui Dumnezeu, manifestată atât în ceea ce privește oamenii cât și animalele. Moise a zis, așa vorbește Domnul, pe la miezul nopții voi trece prin Egipt și toți întâi născuții din țara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui faraon care șade de pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râșniță și până la toți întâi născuții ai dobitoacelor. În toată țara Egiptului vor fi țipete mari, așa cum n-au fost și nu vor mai fi. Dar dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelăi cu limba lui ca să știți ce deosebire face domnul între egipteni și Israel. Atunci toți acești slujitori ai tăi se vor pogorâ la mine și se vor închina până la pământ, înaintea mea, zicând ieși tu și tot poporul care te urmează. După aceea voi ieși. Moi a ieșit de la faraona prins de mânie. Domnul a zis lui Moise, Faraon n-are să asculte de voi pentru ca să se înmulțească minunile mele în țara Egiptului. Moise și Aaron au făcut toate aceste minuni înaintea lui Faraon. Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece din țara lui. Cuvintele acestea spuse de Moise ar fi trebuit să schimbe radical atitudinea lui Faraon, dar nici gând să se întâmple așa ceva – Cred că este bine să ne verificăm și noi atitudinile, pentru că adesea avem tendința să fim la fel de îndărădnici. La faraon este vorba de o îndărădnicie irațională, dar acum este oare rațională, atunci când se împotrivește lui Dumnezeu? În ceea ce privește această ultimă urgie, semnificația este una aparte. Întâi născuți atât ai oamenilor cât și animalelor aparțineau zeilor Egiptului. Acum Dumnezeu este cel care solicită dreptul asupra lor. El va arăta diferența dintre copiii lui Israel și cei a Egiptului. Nu este vorba despre o diferență dintre neamuri și evrei, ci este vorba despre o diferență făcută de sângele mielului. Așa cum o să vedem, Dumnezeu a oferit un mijloc de protecție pentru fiecare familie. Credința însă va fi aceea care va face diferența. Dar să mai privim puțin la ceea ce înseamnă primul născut. Spre deosebire de celelalte urgii, acesta nu a fost una generală. Nu au suferit toți oamenii la fel. Acesta a fost un act selectiv al Domnului. De această dată a fost vorba de întâi născuți atât a animalelor cât și ai oamenilor. Întâi născuți erau cei care adunau întreaga atenția familiei. Ei erau moștenitorii averii familiei. La moartea capului familiei, întâiul născut devenea capul ei. Într-un fel, ei erau speranța de viitor a acelei familii. Lucrul acesta este foarte bine să-l reținem pentru că el are o semnificație deosebită în cadrul acestei urgii. Să nu uităm că toate aceste urgii sau plăgi erau îndreptate împotriva zeilor Egiptului. Ori, întâi născuți Egiptului erau dedicați acestor zeități, cu alte cuvinte, viitorul Egiptului era închinat zeităților Egiptului. Însă Domnul vine să arate egiptenilor și lui Faraon că nimeni nu poate fi stăpânul viitorului, cu excepția lui Dumnezeu. Din această cauză, Domnul îi anunță că va veni îngerul morții peste toți întâi născuții din Egipt, numai că Dumnezeu nu lansează aici doar o amenințare. Împreună cu această avertizare, anunță și izbăvirea din această urgie. De fapt, este punctarea unui eveniment de o importanță extraordinară. Înainte ca acest lucru să se întâmple, Dumnezeu îi spune lui Moise câteva lucruri pe care evreii trebuia să le facă în pregătirea acestui eveniment. În primul rând, pentru evrei va începe de acum o nouă epocă, iar calendarul va marca și el acest lucru. Dar să amintesc că suntem acum în capitolul 12. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului, Luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. De acum înainte, acesta va fi începutul anului religios pentru Israel. De fiecare dată când vor ajunge la acest reper calendaristic, ei își vor aduce aminte că acela a fost momentul izbăvirilor din Egipt. Dragii mei, și noi avem câteva sărbători care ne aduc aminte de momentul în care s-a înfăptuit izbăvirea noastră. Însă, în același timp, pentru unii, acel timp însemna manifestarea judecății. Acea sărbătoare era de fapt și o anunțare a judecății divine. În același fel, aceste sărbători, pentru unii dintre noi, oamenii, reprezintă aducerea mintea judecății care va veni. Dar să ne întoarcem la următorul eveniment important. Vorbiți întregii adunărea lui Israel și spuneți-i. În ziua 10 acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Acesta este începutul Paștelor. De acum înainte, poporul evreu va sărbători Paștele. Mai târziu, lumea creștină va prelua și ea această sărbătoare, pentru că mielul divin, Domnul Iisus Hristos, a venit în lume și a devenit El Paștele nostru. Să observăm mai întâi două aspecte legate de această sărbătoare. Este vorba despre sânge și familie. Dumnezeu va aduce mântuire pentru Israel și fiecare familie va fi izbăvită pe baza credinței ei. Israelul era deja un popor, o națiune pe care Dumnezeu o va izbăvi. Să mergem puțin mai departe. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape după numărul sufletelor, să faceți la cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur de parte bărbătească de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Iată încă două aspecte legate de celebrarea Paștelor. Mai întâi, mielul trebuia să fie mâncat în întregime, dacă nu de o singură familie, de două sau de câte era nevoie. Apoi, mielul trebuia să fie fără vreun cusur și la vârsta de un an. Era nevoie ca acesta să fie calitatea cerută de domnul. Acum, și aceasta avea o semnificație. Mielul sau iedul trebuia să fie cel mai bun exemplar al rasei și generației sale. El era exemplarul pe care păstorul îl păstra pentru perpetuarea speciei, pentru înmulțirea turmei sale. Aduceți-vă aminte de Iacov și de retlicurile pe care le folosea pentru a crește turma lui. Toate exemplarele frumoase și puternice erau selectate în turma lui până când cele mai slabe ajungeau în turma unchiului său. Iată deci că și în acest caz este implicat viitorul. Dumnezeu cere în falul acesta viitorul lor, ori acesta este un act al credinței. Ei arătau în felul acesta că se cred în Dumnezeu, că întreaga lor nădejde de acum este pusă în Dumnezeu. De asemenea, dacă ținem cont de faptul că mielul trebuia să fie fără cusur, și că lucrul acesta este o aluzie la Domnul Isus care a fost fără păcat. El era singurul care putea să fie jerfa izbăvirii noastre. Dar mierul sau iedul trebuia să îndeplinească încă o condiție. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească de un an, veți putea să luați un miel sau un ied, a spus Domnul. Dar apoi să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia. Și toată adunarea lui Israel să-l înjunghe seara. Mielul sau iedul trebuia ales și apoi ținut în casa lor. El era mielul de jerfă și întreaga familie începea să-i acorde atenție. Gândiți-vă la modul în care se atașau copiii de el. Cei din casă, în fiecare zi probabil, se împiedicau de el, se jucau cu el, dar apoi se gândeau că într-o zi va fi sacrificat. În cele din urmă, când a fost sacrificat, familia întreagă era îndurerată. Dragii mei, nu întâmplător a cerut Dumnezeu lucrul acesta. Păcatul produce durere în inima lui Dumnezeu. Este vorba despre inima de Tată lui Dumnezeu care este îndurerată de răzvrătirea noastră. Ispășirea sau izbăvirea nu se poate face fără durere. Va fi mare durerea lui Dumnezeu atunci când Fiul lui, Domnul Isus Hristos, va fi atârnat pe cruce pentru păcatele noastre. Dar El a făcut asta pentru ca noi să nu mai suferim. El a suferit durerea în locul nostru. Dar noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Israelul trebuie și el să înțeleagă că izbăvirea are un preț. Un alt aspect important este acela că întreaga comunitate a lui Israel trebuie să procedeze așa cum poruncise Domnul. Cuvântul folosit aici pentru adunare este cuvântul care mai târziu va fi folosit pentru a descrie Biserica Domnului Isus Hristos. Dragii mei, în Biserica Domnului Isus intră numai aceia care au fost tropiți cu sângele Lui. Un alt lucru important este că numai cei care fac parte din biserica lui vor fi luați de el. Deci, în cea de-a 14-a zi a lunii, în seara zilei, mii de miei și iezi au fost uciși. Ne facem adesea din sărbătoarea Paștelor o celebrare festivă. Numai că pentru foarte mulți, atunci nu a fost o sărbătoare. Pentru toți aceia care nu au pus sângele mielului pe tocul ușilor, nu a fost o noapte de sărbătoare, ci una de jale. Cred că mulți dintre cei care ignoră însemnătatea Paștelor ar trebui mai degrabă să fie o zi de jale pentru ei, pentru că Paștele înseamnă izbăvire. Cel care nu înțelege lucrul acesta, cel care nu crede în lucrul acesta, nu este izbăvit. Ceea ce a instituit Dumnezeu în acele zile este imaginea ceea ce va face Domnul Isus peste sute de ani pentru întreaga omenire. Domnul le spune așa, să ia din sângele lui, este vorba de miel, și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea friptă la foc, și anume să o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Să nu mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul, cât și picioarele și mărunta Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața. Și dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână, și să-l mâncați în grabă, căci sunt paștele Domnului. Spuneam că întregul eveniment este o imagine a ceea ce avea să se întâmple cu Domnul Isus. Chiar și modul în care trebuia să fie unsă ușa vorbește despre cruce. Sângele trebuia pus pe pragul de sus și pe cele două părți laterale. Fără să bănuiască ei, măcar evrei vorbeau despre crucea Domnului Isus. Iată, dragi prieteni, cum întreaga istorie ne vorbește despre Domnul. Cât de bine pregătește Dumnezeu nu numai acest eveniment al scoaterii poporului din Egipt, dar și venirea Domnului Isus, jerfa lui de pe Golgota. Totul a fost prevăzut până în cel mai mic detaliu. De asemenea, sunt foarte multe simboluri legate de acest eveniment. De exemplu, Domnul prevedea ca mielul să fie mâncat cu azim, cu pâine nedospită, Motivul pentru care se cereau asemenea condiție era acela de a le aminti peste viacuri graba cu care au fost scoși din Egipt. Există și o a doua semnificație acestei pâini, pe care o vom discuta la momentul potrivit. Pâinea nedospită era însoțită de ierburi amare. Împreună cu acestea trebuia mâncat mielul de Paște. Ierburile amare simbolizau amărăciunea robiei egiptene. Dacă privim peste viacul la timpul Domnului Isus și la învățăturile Lui, vom observa că și El a folosit aceste imagini pentru a vorbi despre păcatul din viața omului. Domnul Isus atrăgea atenția asupra faptului că păcatul este ceva ce crește în inima omului, asemenea dospelii, până când ajunge numai amărăciune în viața omului. Dragi prieteni, Paștele este o referire la situația întregii omeniri în ceea ce privește păcatul și intervenția lui Dumnezeu pentru înlăturarea lui. Dar să mergem mai departe la următoarea prevedere legată de pregătirea Paștelui. Mielul trebuia prăjit pe foc. El nu era oferit pentru deliciul culinar, de deci ce trebuia gătit în cel mai simplu mod cu putință. Apoi, el trebuia consumat în întregime sau trebuia ars în foc în așa fel încât nimic să nu mai rămână din el. Motivul acestei recomandări ține de practicile magiei egiptene, care folosea tot felul de lucruri, în mod special rămășițele jerfelor aduse zeilor lor, Dumnezeu vrea să evite astfel de practici. Pe de altă parte, este un simbol al jerfei totale a Domnului Isus. El nu a păstrat nimic pentru sine, ci a oferit totul. Acestea erau prevederile în ceea ce privea pregătirea mielului. Acum urmează prevederi în ceea ce îi privea pe ei, poporul, modul în care aveau să mănânce mielul. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci sunt paștele Domnului. În această situație, Domnul le spune că ei nu trebuie să stea la masă în modul specific orientalilor. Pentru orientali, masa este un eveniment foarte important, o mare plăcere, o mare bucurie. Au un întreg ritual legat de masă. După ritualul legat de curățire, se îmbracă comod și apoi încep să mănânce. Dumnezeu le spune că acesta nu este o masă obișnuită. Nici nu era paștele lor, ci al Domnului cu de călătorie, cu toiagul în mână, trebuia să mănânce mielul pentru că acum urma evenimentul central, judecata. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul. Dragii mei, aceasta era rațiunea tuturor acelor pregătiri, judecata, Dumnezeu va aduce judecata asupra Egiptului. Dumnezeu va aduce judecata asupra întregii omeniri. Nimeni nu se va putea sustrage acestea. Cei care voiau să scape de judecată trebuia să se pregătească pentru ea. Vă invit să recreați acea imagine în mințile dumneavoastră. Imaginați-vă că după urgiile pe care Dumnezeu le adusese împotriva Egiptului, în Gosen încă mai era verdeață și hrană. Să ne ducem aminte că prin urgiile prin care trecuseră, egiptenii pierduseră animalele, Vegetația a fost distrusă de lăcuste, iar ultima orgie adusese întunericul peste țara lor, dar ocolise gosenul. Deci, cu siguranță, mulți dintre ei mergeau la evrei pentru a cumpăra hrană de la ei. Nu ne spune chiar cuvântul Domnului că evrei căpătaseră trecere înaintea egiptenilor? Ori în aceste condiții este cu neputință ca ei să nu fie aflat de ceea ce se pregătea acolo. Ei mai aflaseră și despre ploaia cu pietre, când unii dintre ei și-au pus familiile la adăpost și au scăpat. Probabil că și acum unii dintre ei au făcut ceea ce ceruse domnul evreilor. Numai că erau cu siguranță intrigați de modul în care trebuia pregătit mielul. Toate acele obiceiuri care le erau străine. De aceea era o solicitare mare pentru ei să facă ceea ce de fapt era împotriva tradițiilor lor. Dragi prieteni, adesea a trăit după voia lui Dumnezeu, înseamnă să renunți la obiceiurile tale, la tradițiile pe care ți le-ai format. Relația cu Dumnezeu este una dinamică, este una vie, în care totul se desfășoară pe baza respectului și a iubirii. Cu siguranță că aceia dintre egiptenii care au ascultat recomandările venite din partea lui Dumnezeu au fost izbăviți. Dar toți aceia care nu au ascultat s-au întâlnit cu ungerul trimis pentru judecarea Egiptului. Dragi prieteni, nu o noastră nu obiceiurile, nu condiția socială, nimic din toate acestea nu ne pot izbăvi de la judecată decât sângele Domnului Isus. Iar pentru aceasta este nevoie de credință. Era, vine în urma auzirii: Cel ce are urechi să audă. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.